Avem aici obligatoriu 3 saloane pentru pacienții internați, un salon pentru pediatrie, unul care momentan este vestiat pentru angajați, care va fi probabil pentru cardiologie, unul pentru ginecologie. De mai bine de 8 luni, la primul centru medico-social gratuit din țară, Veronica, lucrările sunt în toi. Părintele misionar Dan Damaschin își propune ca până la sfârșitul anului spitalul să devină funcțional. În acest moment s-a ajuns la etapa cea mai grea, organizarea zonei de lucru și dotarea cu RMN, CT, ecografe și aparatură pentru radiografiile dentare, iar sumele sunt uriașe. Am plătit un avans consistent de 140.000 de euro. După ce am pregătit tranșa a doua de aproape 6.000 de euro și mai avem tranșa a treia undeva de aproape 700.000 de euro. Numai postul de transformare care va trebui să racordeze clinica Veronica la rețeaua de energetică este undeva aproape 150.000 de euro, și pentru că acest RMN va consuma ceva curent. Ca și cheltuieli mai avem liftul exterior unde facem eforturi mari să găsim înțelegere la producător, undeva 20 ceva de mii de euro. Acum la finisează, urmează să montăm ușile și cu varul ne dedicăm în tot ceea ce facem. Sperăm să terminăm până în decembrie, am înțeles că o să fie terminul final. Sperăm să terminăm. Etajul 2, zona de specialități medicale. Centrul va avea în componență 24 de cabinete medicale cu o multitudine de specialități. Sperăm să reușim cumva, dar ajutor este încă nevoie de foarte, foarte mult și sperăm ca cu cât mai mulți oameni uniți în acest proiect să putem să dăm și drumul la treabă propriu zis. Încercăm să contactăm personalul permanent care va lucra aici, dar și personalul voluntar. O mulțime de medici vor fi voluntari aici. La clinica Veronica se va oferi asistență medicală gratuită tinerelor mame și copiilor acestora, femeilor care nu își permit din punct de vedere financiar povara unor investigații medicale de specialitate, dar și mamelor însărcinate, marginalizate de familie și societate. În total, acest proiect ajunge la 1,4 milioane de euro. Cei care vor să susțină această cauză nobilă pot trimite un SMS la 8845 cu textul Veronica. Bun găsit tuturor, eu sunt Diana Cebanu și dacă e marți, e vorba despre fapte bune. Iar alături de mine este părintele misionar Dan Damaschin. Bun găsit, părinte! Bine, vă regăsim, o seară minunată tuturor de acum. Astăzi, ca de fiecare dată, suntem în direct și ne puteți suna la numărul de telefon cu tarif normal 0332110041. De asemenea, suntem live și pe pagina de Facebook, acolo unde așteptăm mesajele voastre, mai ales că astăzi avem o temă interesantă, ca și toate temele noastre, însă acum e o temă care zic eu că de obicei vă interesează. Vorbim despre unde se duc banii bisericii. Și în prima parte a emisiunii nu vorbim despre banii bisericii, ci unde se duc banii Asociației Glasul Vieții sau banii bisericii cu zavodă. Și am văzut un material în care ne explicați de fapt despre ce sume vorbim. Vorbim despre Centrul Medico-Social Gratuit din țară, Veronica, costurile pentru RMN, CT, ați pus ecograf și aparatură pentru radiografiile dentare, care se ridică la sute de mii de euro. Da, acum, sigur, tema cu siguranță a stănit interes banii bisericii. Ce ați gândit? În seara vine Părintele Damaschin și face mărturisire, a adunat câteva sute mii de euro și a o vilă unde, acolo pe malul Mediteranei, o mașină frumoasă de sute mii de euro, că na, suntem bărbați, ne place viteza, ce să mai facem? O călătorie pe un iaht în jurul lumii și așa. Da, vorba unui părinte, da, suntem prea proști ca să cheltuim bani în felul acesta. Noi știm să ținem în țară și să facem. Băieții deștepți acolo îi duc. Noi îi ținem în țară și îi cheltuim cu mari eforturi, cu multe griji, cu multe lacrimi, pentru că știm de unde vin acești bani. Sunt banii văduve de la Cutia Milei, sunt banii dăruiți de oamenii care da, rup de la gura lor, pentru că aceștia sunt banii bisericii. Biserica nu este un ordinator de fonduri care să primească mari sponsorizări, mari donații de la entitățile mari a lumii. Ba, din potrivă, la un moment dat știu că am obținut efectiv oficial într-un concurs așa de oferte o finanțare de la o mare companie și care, aflând că este în
bordul Asociației Glasul Vieții, un preot, ba chiar președintele, a spus că noi nu putem susține, nu putem susține o astfel de entitate pentru că are conotație religioasă. Zic, iată măi, fapta bună, dacă făcută de numele Dumnezeu, nu este bine primită. Dar, chiar și așa, puținii bani care adunăm, sau mulți bani de la mulți oameni cu puținul lor, încercăm să echivensim cât mai bine și cred că aceasta este marea problemă vis-a-vis de atitudinea aceasta răutăcioasă când vorbim de unde se duc banii bisericii. Acolo unde merg banii bisericii se și văd, din fericire pentru noi, din păcate pentru răuvoitori. Și asta pentru că chiar dacă vorbim strict de zidirea de biserici, o biserică care costă poate, eu știu, o biserică medie 1 milion de euro, se face din jertfa omului simplu, din ostenirea aceea pe care oferă bunica, femeia, copilul, omul care muncește, aici colo câte o entitate comercială mai puternică, aici colo, și care se văd. Ce faci cu cei care au bani? Foarte mulți sunt atâtea entități în țara asta și care nu mai termină investițiile, nu mai termină autostrăzile, drumurile, studii de fezabilitate și l-o iar de la capăt, chiar dacă se aloacă bani în neștire. Nu mai vorbesc de zona de achiziții și așa mai departe. Ce este că da, cu ce am adunat noi, văzând că acești bani nu pot fi folosiți, pentru că și donatorii spun, părinte, vrem ca acești bani să meargă către zona de ablă ca un copil, zona de aduce un copil la mare, hrăniți copiii la masă sau, eu știu, faceți o casă. Iată că au fost oameni care au gândit, părinte, acești bani merg pentru a salva la propriu viața unor oameni sărmani. Și așa a apărut ideea clinicii Veronica cu ceva ani în urmă, care a prins controlată cu moartea mamei Veronica și astfel am reușit să avem acea clădire de unde am plecat în urmă cu mai puțin de, stați un pic, decembrie a fost autorizația, ianuarie 23 ne-am apucat de a dezafecta vechea clădire, undeva pe la 15 februarie ne-am apucat de efectiv reconstruit acel loc. Și, cum iau Dumnezeu, am schimbat acoperișul, am pus izolație exterioară, am schimbat geamurile, am tencuit clădirea, am făcut scara exterioară, am făcut casa liftului, am făcut instalații de ultima generație ca să nu mai avem cum se mai întâmplă prin spitale în România unde mergi cu o răceală și ești carbonizat, deci avem hidranțe, stai de sângea incendiului, tot ce trebuie. Am recompartimentat toate clădirea de sus până jos cu pereți de structură ușoară. Așa, am comandat aparatura, echipamentul acesta de zona de imagistică și mai avem câteva lucrușoare de făcut până la final. În clipa de față, clădirea este într-o proporție de 90%, iar dacă mă întrebați de investiții, probabil că de sume, că toată lumea vrea sume, da. Știu că am dat pe clădire acum 2 ani, când am intrat acolo noi, 800.000 de euro, am mai plătit încă două rate de 100.000 de euro pe an, 100 și 100, am dat 1.000.000 de euro, am dat pe clădirea respectivă, da, un sac de bani, bineînțeles. Așa, după care, dacă vorbim de ce am făcut de când ne-am apucat de clădire, luat, etapizat, acoperiș, spuneam, izolație, casa, numai casa scării exterioare, acolo a fost 70.000 de euro, așa dacă mă gândesc bine, cu tot cu casa liftului. Mai avem la lift încă 20.000 de euro. Astăzi am dat o tranșă, o rată consistentă pentru a avea liftul și el garantat că vine la timp. Cred că începem undeva cam la 1.000.000, 1.500.000 de euro investiți. Geamuri antingene, numai hidranții respectiv. Am dat pe instalații 200.000 de euro și țin foarte bine minte lucrul acesta. Instalațiile astea, încălzirea, aerisirea, și au fost încă ceva de mine, au fost hidranții, 3 hidranți, parcă în clădirea respectivă. Toate astea s-au mulțumit la 1.000.000 de euro, am ajuns
cam o jumătate a fi dacă pun pe hârtie fiecare lăuț, geamurile, 40.000. Și tot așa, fiecare lucru se contabilează acolo. Iar în clipa de față am spus că mai avem cheltuieli de cam 400.000 de euro, zicem noi, până la sfârșitul lucrărilor, care undeva sunt preconizate spre jumatea lui decembrie. Iar cei care vor să doneze pot trimite un SMS la 8845 cu textul Veronica. Da, sigur, 8845, dar acolo, sincer, pentru cei care sunt elevi, studenți, pensionari, sunt convins că neașul acesta cu atâta lume, iată, merg la București mâine seară, nu știu ce se galea, Radio România, voi fi invitat acolo, sunt vreo 10 secțiuni, și în acele secțiuni este una cu sportivii, Hagi, Lipă, Pavel, David Popovici și așa mai departe. Este secțiunea artă, secțiunea ambasador României, secțiuni inovație, tehnică, oameni de afaceri și, sigur, socială, unde mă număr și eu. Și am văzut că acolo la socială, dacă m-am uitat bine, parcă era domnul Dascău din Iași, cred că era cei cu Bitfender, cum se cheamă, parcă și tot ești. Zic, stai mă, că Iașul ăsta nu e chiar compus din studenți și pensionari. Mai sunt și oameni care ne pot auzi și pot sprijini un proiect de asemenea vergură. Încât da, sper ca cei care ne auzi și au telefon mobil mai bun ca al meu, nu chiar așa, așa, pot simplu 8845 Veronica, V mare E cu mic Veronica, așa, puteți da acolo, da, și în fiecare lună să se ducă automat câte un semn. 2 euro, frate, luată-vă costă. Și da, dacă am ajunge să avem și noi câteva sute de mii de SMS-uri, atunci, sigur, am avea un buget și facem și spital înainte de a fi gata cel de regional. Ne apucăm, nimeni ne apucă, numai să avem cu cine face treabă. Acum experiența avem, știm cum se face, așa. Iar cei care, sigur, sunt mai generoși și vor să aibă de pildă remeneul meu, uite, v-ați gândit, aveți, unii dumneavoastră aveți Ferrari dumneavoastră, aveți iahtul dumneavoastră, aveți via dumneavoastră pe malul Mediteranei, să aveți remeneul meu, unde e? La Iași, la Popa Damaschin. E ce vreți să faceți? Mi-am dat, până acum am dat 138.000 de euro a fost avansul la remene și la CT. Acum pregătim tranșa a doua undeva spre 600.000 de euro și mai avem încă 700.000 de euro. Cu 700.000, dacă îmi dă cineva 700.000 de euro, zic, dumneavoastră, este remeneul tău. După 10 ani ți-l dau ție acasă, faci cu el. Poți să pui acolo frumos fagerie, te uiți frumos, îl pui pe hat, ia uite ce cu acest remene, am salvat 10.000 de vieți. Vă dați seama, nici cel mai mare soldat, cel mai mare erou din istorie de spatele, dacă a făcut treaba aceasta. Ce ar fi, să spunem, pe acel remene donat de compania cutare? Ce frumos ar fi, intră omul acolo și, Doamne, mi-a dat Dumnezeu sănătate, ți-am făcut remeneul să fie operată cu ajutorul oamenilor dragi din compania cutare. Deci un anunț, o invitație pentru toți oamenii de afaceri de România, care, sigur, au muncit din greu pentru și tot respectul pentru ei, toată considerația, dar dacă vor să facă o investiție care să rămână în istorie și în fața lui Dumnezeu să fie acolo premiat așa ca la Marea Gală a omenirii, acolo la jucata de apoi, atunci donați, fraților, că poate mai aștepta cumva o investiție într-un, eu știu, o nouă ediție de iahturi sau noua ediție de Ferrari, mai poate aștepta, sau mașină de lux la Lamborghini, așa, și luați-ne și noastră de pe cap, de pe umeri, din inima noastră, această povară. 700.000 de euro, ultima rată la Remeș ASD. Ori facem fiecare câte un bănuț acolo, un leu pentru remeneu, sună rimă de aia de manele, nu? Așa, dar, na, poate fi și un euro, și 10 pentru a trece povara aceasta, sau cei care aveți filme, aveți contract de sponsorizare. Și slavă Domnului, a fost un an bun, zic eu, pentru România, un an cu pace, un an cu toate cei de folos și putem împreună să facem acest lucru realizabil, ca de Crăciun să facem Sfânta Cruce mare la intrare, nu să tăiem pambic, să știți, nu tai pambic niciodată, nu poate să tai pambică. Asta pentru pambicari sunt pambici, noi suntem oameni al lui Hristos. Iar după, când avem și remeneu acolo instalat, vin prietenii de la Siemens acolo și pun remeneu în funcțiune, atunci să vedeți cum vom lucra, nu într-un schimb, nu la ceas pleacă acasă doamna doctor și nu, non-stop. Viața până seara, cât timp avem energie și aer acolo, vom face investigații, pentru că avem o mulțime de oameni care vor să vină,
sunat medici, magiști, care vor să vină și din Franța. Ei lucrează acum și prin telemedicină. Părinte, vă ofer sprijin. Au venit tehnicieni care, părinte, am și eu. Eu am 4-6 ore, îmi dă voie asta, dar pot să mai lucrez voluntar 4 ore. Înseamnă că, domnule, vom avea program non-stop acolo să facem oameni fericiți și sănătoși. Părinte, dacă vrei să critici biserica, clar te legi de bani. De unde au bani, biserica sigur e mai bogată ca mine și noi nu. Se tot repetă lozinca. Vrem spitale, nu catedrale. La finele anului 2017, în România erau 576 de spitale, dintre care 367 de stat. În aceeași perioadă, la nivel național, au funcționat 7047 de unități școlare, atât publice cât și private. În schimb, numărul lăcașurilor de curs la sfârșitul anului 2015 era de 27.384, dintre care aproape 60% aparțineau bisericii ortodoxe. E bine, aș 60% întreba... sau? 60% aparțineau bisericii ortodoxe. Păi, dar hai să spunem, deci 20% biserici, nu? Sunt case de adunare, mai sunt acolo. Deci 60, 27, 62, înseamnă 1.012.000 și ceva, da, așa să spune, nu? Aș întreba direct, din pricina proiectelor religioase de după 1989, nu avem noi acum destule școli și spitale, de ce se construiesc biserici în locul spitalelor? Cei care vor să facă spitale, deci nimeni n-a împiedicat statul român să facă spitale. Statul român ia niște bani de la cetățeni, se numesc impozite, dragi, știți, impozite. Statul român poate accesa niște bani publici de la fondurile europene, așa, statul român poate accesa tot felul de finanțări și poate face spitale. Biserica n-a fost rânduită în România, în lumea de Domnul, să facă spitale. Nu asta e minea biserică. Biserica trebuie să facă educație spitală pentru că noi trebuie să ducem oamenii în rai. Că sunt oameni care au harisme în biserică. Cum să spunem, Doamne, iată, am și eu această harismă de a putea aduna niște bani și a face fapte bune? Asta este altă discuție. Dar nu pot să fac spital la Podoi de Sus, am fost eu preot prima dată, că mai acolo 50 de băbuțe acolo care stau în biserică, acolo oamenii au nevoie de Dumnezeu și nimic altceva. Că părintele de acolo cumpăra duminica tot ce găsea mai redus prin magazin și dea o masă la bătrânii sărmani de acolo că atrași pe mitea, să rămâna părinte Teofil să fii sănătos, că acum este Neaș. Dar asta nu înseamnă că biserica trebuie să facă spitale, trebuie să facă școli și să lasă biserica să se dărâme. Începe și numărul de biserici, mie mi se pare că chiar și cu 12.000 în România asta, câte de 6, așa, 20 și 6, poate mai mult, nu știu, 6, 6, ai zis câte astea sunt? 27.000, 26%, 27.000, da, dar mai e și mănăstiri, mai e și capele, că, și la mine stalțe cam tot biserică, și am 10.000, e capele spitalului, da? Plus cât dintre acestea sunt au titluri privați, da, sunt există da, de sute de ani. Mergi la mănăstire, la fiica mănăstire, ai 2-3 capei, dacă și, asta nu e un număr tot mai real. Da, că să fie jumate să ai noastre, 15.000 de biserici. Cai din dumneavoastră ați fost duminica aceasta la biserică în Iași, duminica ce a trecut în Iași, și ați găsit biserica liberă încât să stai și eu pe scaun frumos, cum stai la teatru, cum stai la Teatrul Național. Și apropo de asta, fără nicio supărare pentru domnul H. de Gulea sau pentru domnul Andrei Aprotez din Dătăraș, dar eu n-am văzut să stea la teatru lumea în picioare, unul lângă altul, așa bătându-se acolo, ca să vadă și ei o bucățică la Teatrul Ceafărul din ceea ce înseamnă punguța cu doi bani. Domnule, stau pe scaun, 20 de oameni, niciunul în plus, că așa spune. La noi în biserică stau îngămâniți oameni ca sardinele. Ca sardinele stau obișnuit la toată biserica și duminica așa stau, ca sardinele, în picioare, n-avem scaun, n-avem loje. Și când vorbești de faptul că pentru numai reparația la Teatrul Național, de pildă, s-au dat câteva zeci de milioane de, când a fost incendiu, de euro, acolo nu au fost bani. La biserică sunt bani. Nu. Biserica este o instituție în statul român în care dreptul la cultura religioasă este garantat de Constituție și statul, așa cum finanțează aceste instituții de stat, unde se face teatru, operă, bibliotecă, deși există și forme de cofinanțare, că nu merge niciodată la teatru și dă bilet gratis. Deși statul plătește, vine cu o coplată. Așa și biserica noastră este o instituție cofinanțată, dar mult mai puțin, iar această cofinanțare vine pentru a putea să aibă ce și acea bisericuță. Ce face părinții cu banii care vin la altar? Sigur, gândiți-vă că într-o biserică în care vin zilnic 100 de oameni, se adună cât vine bunicuța, cât ați dat o toată la biserică, scriu și eu cei care am mers, puteți să ne sunați, cât dați voi la liturghie, la altar. Eu vă spun că
10 lei, cam asta este suma. Sunt care dau 50, unul din cei de acolo. Mai e lumânare, cât e lumânare? 1,10 lumânare, parcă, nu? Așa, cheltuie omul 10-15 lei la biserică. Câți bani se adună la o biserică într-o duminică? În care tu ai plătit curent? Îl plătești, că nu e subvenționat, nu. Ai de plătit curățenie? Ai, că n-ai angajat om de... Ai de plătit acolo niște consumabile, îți trebuie, știi, în altar, un cărbun, o lumânare, nu merge chiar așa. Un veșmânt, știți că costă un veșmânt de preot? Ala care ai vorba ce faceți poze, voi, părinte, hai să facem un post la curunie. Costă 30 milioane un veșmânt de el, dacă le e frumos să fie frumos. Știți cât costă o evanghelie de asta? Habar n-aveți. Cât costă, că am făcut pictură în biserică. Știți cât costă o pictură în biserică? Bețul apața care se, la 20 de ani, să-l mai dai, se afumă, se strică, nu? Costă 10 de mii de euro. Din mai 10 lei pe care îi dă bunicuța și mai dă câteva 50 și câte unul când vine din afară, nu se sparge în bani, dă și el 50 de euro la biserică după un an de muncă. Ei, sunt cam puțin bani în biserică, dragilor, să vă spun un adevăr, cam puțin. A, că este și cu un om care știe și are o harismă, să spunem, în a aduna niște băți mai mult, asta este altă discuție. Altă discuție. Și acei oameni fac ce pot. De aceea, pe lângă niște biserici de oraș, mai apare câte un centru, un cabinet, o școliță. Și acolo unde biserica face ceva cu banii bisericii. De aceea ajungem, poate că în faza a doua a emisiunii, în partea a doua, ajungem să vedem și ce a făcut biserica cu banii la modul real. Pentru că mare biserica, niște mici afaceri, să spunem, da, fabrica de lumânări, fabrica de cherestea de la neamți, mauși tăinuri agricole, dar iertați-mă, dragi, la cât săraci are biserica în spatele ei, cam greu să spui că biserica are bani încât să investească și da, mai bine, dar deci biserica nu este impozitată. Ce să impozeze-o bun? Donația? Există undeva în lumea aceasta unde darul dat de pomană să fie impozitat? Au vrut să au și o stat în lumea aceasta unde se impozitează banul. Omul deja a dat banul impozitat de stat. Ce să mai impozitezi? Dar câtă oară? TVA-la, numai eu dau în clipa de față, m-am făcut calcul, am dat câteva zeci de mii de lei ca impozit la asociație pentru oameni care lucrează la mine. Numai noi, ca ONG, deci culmea prostiei impozitării în țara asta, dacă să spun așa, culmea prostiei. Da? Mă duc în Turcia, iau haide în Turcia, da? Este donație, omul îmi dă, iar vin în România și ce să plătesc impozit la donație. Îmi dă tu acolo 100 de kiloți, 100 de șosete. Nu? Să plătesc impozit la donație numai. Numai la noi e nebunia aceasta. Deci lucruri fără sens, mai ales că atunci când faci bine și fac treaba statului, iau de pe umărul statului, de pe instituțiile această povară, ar trebui eu să fiu scutit să primesc privilegii. Nu eu să fiu taxat și impozitat pentru că am făcut o astfel de activitate. Eu dau de mâncare, aș vrea și eu să văd, s-a dat acum o lege, nu știu dacă a intrat în funcțiune, la presiunea celor de București care au dorește viață cu consum în spital, mai este băiat la Codin Maticiuc, care face și un spital pe acolo, printre băieții din București, pe acolo, o lege prin care activitățile în sistem medical privat, investiții în sistem medical, să fie scutite de TVA. Asta înseamnă că și eu, când sunt în Veronica, dacă o să am toate actele puse la punct, o să pot să iau de la stat înapoi, de la remuneri și la TVA, deci 1,5 milioane, iau și eu 300.000 de euro înapoi și cred că de la construcție mai iau și de acolo 200.000 de euro cât pot să iau de la ei înapoi. Asta dacă voi cere banii după ce a intrat legea în vigoare. Dar numai sănătatea este prioritate. Mâncarea copiilor mei n-ar trebui statul să-mi dea înapoi și mie măcar 20% înapoi din TVA-ul care îi dau pe bucatele care îi dau la copii și cumpăr alimente de 10.000 de euro pe lună, hainele care le cumpăr și le fac eu, papucii, n-ar trebui să dea statul și mie înapoi niște bănuți ca să mă iau la un copil un ban sărman. Cu adevărat, chestiunea banului bisericii este puțin mai complicată, complexă și mai complexă și trebuie analizată din mai multe puncte de vedere. Ce înseamnă banul bisericii? Da? În al doilea rând, care sunt nevoile bisericii și în al treilea rând, cât poate biserica să implice, cât poate să implice în problemele comunitare. Misiunea ei fiind una prin excelență, cea care oferă sprijin sufletesc. Să rețineți, sprijin sufletesc. Misiunea mea nu este să iau locul ministrului Rafila de la București, ci să iau un colț de rai, să iau un colț de rai, să iau locul unui înger de acolo, din rai, de acolo, cu credincioșii mei care îi mântuiesc. Asta e misiunea mea de bază. Da, că poate dă Dumnezeu și
cu ajutorul Domnului Serafila, o să putem să ajutăm și mai mulți oameni și care ar mai fi pe pământul ăsta, mai să vorbim. Asta da, este o harismă, nu este obligație profesională. Vorbim mai departe despre nevoile bisericii, că în fiecare an guvernul prin diferite programe oferă anumite sume. Este vorba despre trei programe, cel puțin anul 2022, o sumă de peste 885,3 milioane de lei, mai mare cu 2,3% comparativ cu 2021. Împărțit pe toate cultele din România. Exact. În fiecare an se acordă bani printre mediul acestor programe. De ce ia bani acești, de ce ia bani biserica și unde se duc? Spre ce nevoi? Atenție, deci nu ia doar biserica, de aceeași bani se dau pentru toate cultele din România care sunt recunoscute de stat. Pentru că nu se pot să dau bani unei secte care promovează sau luptă împotriva, de pildă, a transfuziilor de sânge, cum sunt secte, sau împotriva armatei statului, pentru că ei nu vor război și așa mai. Sunt foarte multe entități care reclamă acest lucru, că biserica ia bani. Nu, iau oameni, bani de la stat, acele entități religioase care sunt partenere cu statul în a sprijini moralitatea, omenia, statul de drept și, până la urmă, modul firesc de a te comporta. Biserica primește bani în primul și în primul rând pentru repararea monumentelor istorice. Vă plac tare bisericii noastre, recunoașteți. Cât din ce mai tine au făcut nunta la Sfântul Sava. V-a plăcut, nu? Vă place la Sfântul Sava, colonie frumos, biserică frumoasă, pictată. Știți câți bani a costat biserica aia? Vreo 4 milioane de euro, dacă ți-l minte. O grămadă de bani. Deci poze dumneavoastră, doamnelor, domniților, domnișoilor, în această biserică, ar trebui să fie, dacă făcea așa, domnule, te costă 1000 de lei poza. Când faci poză într-o biserică în care s-a muncit enorm, cu bani buni, pentru că nu avea mâna de băbuțe din zona centrală, sunt 70 de familii la această parohie, toate bătrâne și bolnave de 80 de ani, nu avea cum să repare biserica. Și acest statul a alocat, cum s-a alocat acum recent la Mănăstirea Galata, un alt moment istoric, am fost, s-a alocat bani, am fost azi la Bârnova, foarte frumoasă biserica. Nu poți să ții un moment, așa cum se alocă bani pentru Palatul Culturii, pentru Teatrul Național și așa mai departe. Deci această repație nu este biserica mea, a preotului paroci, este biserica comunității, iar oamenii respectivi au dreptul să aibă biserică frumoasă. Și dacă este moment istoric, atunci tu n-ai cum să plătești cheltuielile uriașe de reparație, care au alte costuri, atunci vorbim de reparație, trebuie firme acreditate, trebuie autorizații și supra-controle, deci tot altceva. Sunt costuri duble, triple față de o biserică obișnuită. Și atunci aici merg banii în primul și în primul. În al doilea rând, banii mai merg pe, să spunem, proiectele sociale în care statul devine partener. Și sunt o mulțime de centre licențiate ale bisericii și o să vorbim de ce are biserica în zona aceasta, unde statul vine și el cu un aport mai finanțial și câte ceva acolo și vorbim un pic la salarizare. Ce înseamnă un pic la salarizare? Preoții au și ei, știți, nevoi, mănâncă, beau apă, se îmbracă, chiar că și revedea asta mea, care o am de 5 ani, și aia trebuie să o mai schimb de când în când. Ba eu cu un papuc așa, dar și-o trebuie schimbat. Avem familie, avem copii care merg și ei, trebuie să iasă, să meargă la școală, n-ai ce face, îl îmbraci, știți că nu trăim cu aer, chiar dacă aș vrea să te dar în rai dincolo. Și ca să poți să înlăzi familia, să am și nevoie de un salariu. Așa, salariul se numește, cum are și învățătorul, și profesorul. Sau știți, din ce îl faci? Îl faci din bani care sunt la altar și statul a văzut că nu prea se adună. Sunt în lumea asta noastră, sunt, să spunem, undeva, din punctul că sunt preot de 30 de ani de acum, cam 10-20 din parohii care și-ar putea face salariul unui preot. Sau 2, sau 3, sau 4 preoți. Dar marea parte a parohii care sunt de 100 de familii, de 20 de familii, cu bătrâni, nu se poate asigura, nu asigura să aia. Cum în acel sat ai și bibliotecar, în acel sat ai și medic, și ai toți oamenii, spun că avem nevoie și de preot, atunci statul a convenit, dragilor, pentru că cu ani în urmă tare multe averi a luat la biserică, să știți. Biserica era cel mai mare proprietar de terenuri din România aceasta. Când statul nu plătea nimic la biserică, mă refer până la Cuza, biserica era cel mai mare proprietar de terenuri. Acum a dat ceva așa prin buzunar, câteva zeci de hectare, a dat puțin din ceea ce trebuia să dea statul. Și atunci a rămas cu limbă de moarte, aș spune eu, a tuturor parlamentarilor, regilor și președinte, ca biserica să fie sustenită financiar pentru că a luat statul acest teren. Și preoții primesc o mică parte din salariul lor. Adică, eu sunt un preot la statul de la Cuza Vodă, la mine este treaba simplă, standard al maternității, al Ministerului Sănătății și mie îmi plătește statul român salar ca oricare infirmier, asistent sau medic din spital. Dar mare, 99% sunt preoți de parohie. Și atunci preotul primește
bani din care de cele mai multe ori nu reușești să-l plătești nici măcar taxele către stat. Un procentare undeva, nu știu, 30%, 40%, nu știu cât se primește în zona aceasta. Și atunci, din acei bani, ca tu să plătești impozitele, cam 1000 de lei pe angajat, aia vin de la stat. Restul, ca să am și eu salar, cât are un preot, 3-4 mii de lei, că n-au salarii de 10 de mii de lei, să știți, nu există așa ceva. Deci, parohia trebuie să adune bănuți cu bănuți, 10 lei cu 10 lei, 1 leu 5 cu 10 la lumânare și atunci fac salariul preotului, ca e și altul, mai e și un dascăl, mai e și un om de serviciu, un om de acolo care dă cu mătura acolo și coți în biserică și uite așa, ai și tu un buget prin care poți să faci ceva din banii statului. Părinte, sunt o mulțime de acuzații și argumente despre preoții care au afaceri și se plimbă cu acele mașini scumpe sau chiar de lux. Le-am văzut și noi. Au voie preoții să fie bogați sau în învățătură, practica bisericii, este acceptabil ca preoții să aibă afaceri personale? Am vrut să-mi ia și eu mașină, dar nu mi-au așteptat Dumnezeu. Am strâns bani la Sfinție din Țicău de acolo, că s-o naște bun și am vrut să-mi iau și eu un merțan, cum să spui, dar când l-am luat... De fapt, până la alimentare s-a încălzit motorul și de fapt era pe ducă motorul. M-am dus, mi-a dat bani înapoi. Nu a fost scump așa. Era un merțan bun așa cu motor mare, puternic, o dubă, un sprinter de fapt, așa și chiar vroiam să vi-l prezint, dar dacă a fost așa, trebuie să schimbăm pe un crafter. Am luat un crafter de la Bist, l-am luat ceva mai ieftin. Dar ceva mai tinerel, n-avea, merge să avea vreo 15 ani, ăsta are vreo 10, încă e bun, merge. Da, nu spun că n-au preoții mașini. Chiar mă gândeam, uite, mâine plec la București, dacă n-aș fi o mașină, cu o căruță ar fi bine, dacă aș fi mers până la București, cineva, că uite, vând mașina, dacă cineva îmi creează o căruță, mă ieși și mă duce până la București, căruța, se poate ajunge pe euro 85 și se poate, nu? Cred că cu căruța. Mașina dragă este o necesitate în zilele noastre, nu? Eu așa cred, o necesitate. Că sunt preoți care au afaceri. Chiar acum am în Iași și sunt un preot de la Pitești care are și o afacere, într-adevăr. Dar Dumnezeu știe câți din banii ajung la mine, numai Dumnezeu știe câți bani din banii ajung la noi la biserică. Numai câți bani mi-a dat acest om până acum. Merge la biserică duminica și slujește ca și preot coslujitor și în rest... Facem, mai este și Neașul, un preot care iarăși este rotunit, merge la biserică din când în când și slujește, are, ce merțan are, Doamne, acolo, și iarăși, mai eu știu cât detergent, cât hârtie, cât ne dă nouă la bisericuță acest om. Și tot mai aud prin țară, dar unde duceți? Că dacă mă gândesc la câți donatori am preoți eu cu afaceri în România, știți că nu sunt puțini. Nu sunt puțini. Dar acești oameni, dacă Dumnezeu le-a dat și creier, nu numai dragoste ca să slujească în altar, înseamnă că știu foarte bine că au acest creieraș și știu să mulțească bani nu pentru ei, ci pentru alții. Fac și milostie. Dacă nu poți merge din România până în Turcia ca să comanzi, de pildă, substanță pentru detergent cu un Logan, că mor de 5 ori până acolo și faci 2 zile și trebuie o mașină puternică, e clar că un preot care are face să o mașină bună. Că nu poți să faci drumul de la Iași la București, Iași, Oradea, unde ai tu sedii cu căruța. Așa, cum probabil, chiar dacă vedem la metropolie, nu știu ce are metropolie, care un Volkswagen de ăsta, Caravel. Păi, un drum pentru un erar care are 60-70 de ani, ar fi fain, tare să mergi acolo să stai. Și așa tu și mai cu mașina, asta e singura diferență. În rest, mi-aș dori tare, vorba unui profesor, să văd mulți preoți cu mulți bani ca să aibă să facă bine. Dar, din păcate, biserica tot din bănuți puțin trăiește, iar puținii preoți care fac bani îi împart foarte ușor și nu prea știu să țin la bani sărăcuții, așa cum țin alții și lasă moștenire sau îi duc în afară peste granițe ca să nu plătească taxe de la acești bani. Părinte, până la urmă, unde este, de fapt, problema? De ce un profesor, un avocat, orice meserie, orice om care are o meserie poate avea o mașină mai ieftină sau mai scumpă în dependență de bugetul pe care îl are și un preot nu ar trebui. Un preot ar trebui să aibă ceva mai ieftin. Probabil că în clipa în care era un individ care a fost răspopit pe internet, care făcea că și-a luat ce mașină și dat la afară. Nu, l-a luat afară de nesimt și obraznic ce era, pentru că dacă vorbești așa despre locul unde ai mâncat pâine și ai slujit și ai învățat 10 ani, cum spui tu, înseamnă că n-ai avut niciodată ceva de a face cu acel loc unde ai slujit. În realitate, da, ne raportăm la bunul simț, nu sfidăm cu ceea ce avem. Da, a fost acum câțiva ani,
a coborât preafeștul Daniel dintr-o mașină foarte spectaculoasă și uite ce mașină de partid, era o mașină a SPP-ului și în calitate de un om care înjurătă o vilă, un eveniment public unde sunt sute de mii de oameni, bineînțeles că cineva trebuie să asigure securitatea. Dar gurile rele au săit asupra bisericii. Uite ce mașină are patriarhul. Doar patriarhul, asta e trebuie, să facă cuite de mașini, că doar el ar fi țiriac și are 50 de mașini. Uite ce vin băieții la vânătoare, la acolo, la Arad, și hai să văd ce mașină am eu. Să fim serioși, patriarhul își donează marea parte a banilor și donează, să nu mai eu știu cum e la metropolie, să mă uite părinte, o fac, că știu, părinte, mai n-a ce a venit copii acolo, din buzunar, din leafa lui. Să fim oameni, deci la noi episcopii sunt călugă, nu sunt, ei au haia de pe ei și cam atât. Și cam atât. Haina de pe ei, nimic mai mult. Iar dacă au bani, câteodată, adună din leafă, care nu este una mică, că muncesc și ei, mă auzi, a făcut o biserică în satul natal, preafeștul Cutare, a făcut o biserică în satul... Adică tot într-o biserică și în confortul spiritual al omului investesc acești bani. O fi și cazul, dar sunt cazuri izolate de preoți care au mașini mai ochioase, din câte cunosc eu, și acei bani... vin de păcate nu din altar, că aș fi bine să fie la altar, să fie banii bisericii, să vădă mașina preot. Ce frumos să vezi, domnule, o biserică din Iași cu așa preotul are merge de ultimul sau aia, nu știu ce, tot ce din această mașină, mă iertați, dar sunt și mașini poate mai scumpe, din altar știu și eu, văd volanul 3 și la mașină scumpă, așa cred, dar nu fie așa. Dar din păcate nu, fie că au soții care au afaceri, fie că, v-am spus, au părinți care au afaceri și le dă copilul o mașină ca să fie mai sigur când merge cu ea. Pentru că eu știu, să nu-mi spune mie că nu e importantă. Când pai numă cu noata mea avea o mergeasă în Grecia, fie medic acolo, la 200 ceas va cu viață. Nu era mergeasă, nu mai era niciuna mașină. Trebuie să le cunoaște și ce înseamnă drumuri lungi, mașini sigure și care se duc acasă, nu doar să... te urci la mașină și să zici că mergi mai departe. Și nu vorbim doar de mașini, vorbim în general de un salariu și câți bani ar trebui să aibă un preot. De ce noi, eu dacă am copii, ar vrea un viitor cât mai bun pentru aceștia și am nevoie de un salariu cât mai mare? Și câte dintre aceste gure se gândesc și la preoții care au copii? Nu unul, doi, dar chiar mai mult. Da, știi de când mi-a luat prima mașină nouă, cu mulți ani în urmă în parohie, am fost acuzat. De unde au bani părintele de mașină? Și luasem o mașină atunci, era o Dacia Papu cu 7 locuri, cu 5 locuri și cu remorcă în spate, o luasem ca să car cărămida și să fac, să repar biserica și casa paznică la căie și acum este foarte frumos acolo. Și am zis, oameni buni, aveți acasă boi? Da. Un bou la vremea respectivă va vrea cât jumate din mașina mea. Dar am și eu doi boi. Am voie să am doi boi acasă? Dar mie mai repede, că mie de fapt sunt 54, nu sunt doi boi, să am 54 de cai putere, că aveam motorul de Dacia. După aia mi-a luat o celebră, Solența, așa, care iarăși a fost o mașină de trei boi de-a lor și cam astea au fost. Nu sunt bani ca să iei mașini foarte scumpe și ca să sfidezi, dar și lipsa de educație. Cred că mai este o problemă, știți? Cu mici excepții, biserica din Apus a fost atacată cu foarte multe scandaluri sexuale, cu foarte multe scandaluri de corupție. Și atunci neomarxiștii, să spunem, bolșevicii de astăzi, au lovit în continuare. A fost scandalul cu cel din Canada, cu copiii îngropați pe lângă biserică. Nu sunt dovezi foarte clare ce s-a întâmplat cu acei copii din de ce mureau bisericile, aveau acelea zile pe lângă biserici, care probabil mai mureau și erau îngropați, s-a adus că, vai, Doamne, preoții omorau copiii, scringeau și îngropau. Povești dezvoltate de imaginația bolnavă, repet, a unor bolșevici, care au ceva cu biserica, așa cum au avut și Lenin și Stalin. Dar dacă noi nu avem, deci nu avem corupție la nivelul înalt, nu avem pornografie, nu avem pedofilie, nu avem corupție sexuală, atunci se iau și de bani, că poate o prinde pe om. Dar, din păcate, nu aveți să prinde, căutați în altă parte. Mergeți mai spre București, poate, mai pe la instituții centrale, unde sunt bani, dar nu sunt bani foarte mulți. Ce dacă nu sunt? Mai căutați în altă parte, vă rog frumos, la mine n-aveți ce căuta. Că dacă aveam bani, era o reclamă de mult cu una din alții, nu știu cum mai ce așa. Domnule, voi căutați noaptea ziua pe care nu i-am eu ziua? Așa, căutați, dar nu se găsiți. Putem spune că există totuși corupție în sistemul bisericesc. Ați văzut probabil și dumneavoastră acele reportaje foarte... Cele fabricate de la cei de București. Păi fi corupționați, că doar nu suntem. Suntem și noi oameni, doar nu zic nimeni că biserica din Sfinți. Sunt cer fraților. Dar nu înseamnă că dacă ai în biserică un funcționar corupt la un birou sau chiar și un preot care a fost ispitit, înseamnă că e de vină Sfântul Sinod sau Patriarhul sau Episcopiul. Doamne ferește, este un om care a căzut.
Dar nu înseamnă că într-un spital din România am un medic care a fost prins că a luat șpagă, înseamnă că nu merg la medic, că toți sunt corupți. Hai să vedem ce. Nu înseamnă că dacă în Parlament am un problem care nu a fost demn, înseamnă că nu mai cred în legea României sau în poziție. Nu, nici pe departe. O fi astfel de elemente, nu spune nimeni. Dar toate sunt discutabile și trebuie să vedem de fapt ce face biserica, pentru că biserica nu ține în funcție un om corupt, nu ține în funcție un... nu protejează astfel. Biserica poate au și probleme cu... Dacă vorbim de cazul care a fost azi în presă, am văzut că au căzut la Bezii, l-au luat și l-au prezentat frumos cu mama lor Zala. Sigur, am muncit ca nebunii ca să termin căsuța aia în vară. Toate, dacă nu suport beția, nu suport curvia, iertați-mă, depravarea, nu suport fumatul, nu suport lenea, ce am să fac? Să iau banii noastre, să cheltui acolo, să zic, ca să fie frumos în poze? Nu știu să cosmetizăm lucrurile acestea. De aceea am invitat frumos pe domnul Costel. Costele, ești liber să pleci, copiii rămân în casă, pentru că acești copii au nevoie de un tată care să le aducă bani ca să nu se le fumeze, să le bea locația. Rozalia face că o ține în casă. Dacă Rozalia, mă rog, i-a fost greu să curățe pe jos și Costele a fost greu să meargă la muncă, chiar pentru 100 de lei, atunci oamenii nu eu, au ales să plece. Este libertatea lor, nu le-o încalc, dar asta înseamnă că mie mi-a păsat de banii dumneavoastră și am făcut acea casă lor, nu sunt venicei, foarte bine, copiii vor merge probabil la stat că n-au condiții, va veni altă familie și care se va bucura de acel dar. Așa ești cu banii bisericii. Pentru cei de acasă care poate nu înțeleg contextul, a apărut un material în presă, poate care l-a citit, vorbim de o familie care chiar pe scena inimă a primit o casă. Da, este o familie, mi-a fost milă în vară, o familie care nu avea curent, dormeau săracii când vreau pe jos acolo și a zis, mai să le ofer o casă, că na, copiii trebuie să se bucure. Dar că uite că în casa respectivă era un tată care n-a zicat, eu sunt alcoolic. Eu sunt antimuncă, n-a strigat, nu, stătea cu minte banca lui acolo și când a dus la muncă a început să, eu nu merg pe 200 de lei. Dar, în schimb, știa să ia bani la locație și să-i beie câteva sute de lei fără. Așa. Atunci, ești liber să stai acasă, nu bei din alocația copilului. N-a făcut statul treaba aceasta și nu protejează copilul, eu l-am trebuit și atunci omul și-a luat și familie care n-a spus nu și acum probabil copiii vor trece din direcția, așa cum este firesc, să ia copiii să ducă în loc sigur. Că sunt într-un pericol foarte, foarte mare, dar fiindcă avem un tată alcoolic, avem o mamă care nu îi place să-i spele, să-i îngrijească și acei copii trebuie să fie protejați, să ajungă oameni mari. Dacă vorbeam tot eu de transparență și cât de transparent sunt banii biserici, uitați cât de transparente sunt și aceste donații, care atunci, în momentul în care omul nu merită, tocmai, pentru că, na, merită la început, ești obligat să oferi prețul de revoluție fiecărui mă, fiecărui caz și dacă omul este neserios, bineînțeles că atunci închidem robinetul și nu mut. Eu aștept pe Costel, ca preot sunt obligat să-l iau, să știți, îl aștept și pe Rozalea. Dar până ce nu și-a carte de muncă, program de lucru 8 ore, nu mai pupă nici ulei, nici făinuță, nici hăinuță la biserică, nu, asta să facă cei care doresc, dar noi nu întrețim nici lenea, nici viciu și nici promiscuitate, cum se întâmpla în viața lor de familie, unde am găsit și, mă rog, tot felul de chestii indecente de care nu vreau să vorbesc, că mi-e rușine în fața dumneavoastră. Părinte, cât de transparent sunteți dumneavoastră în tot ceea ce faceți? Eu, na, nu prea sunt căutat, am revedat la roșii, neagă nu se vede prin mine, dar mă străduiesc. Și chiar că nu sunt foarte transparent, poate aș fi acuzat de lipsă de transparență, că nu fac rapoarte, așa cum ar face alții care au în spate secretari, contabili, casieri, încerc să arăt totdeauna munca care o facem. Dacă mă uit aici în daie de seamă pe care departamentul, să spunem, de asistență socială l-a întrebat la data anul trecut, acum văd și eu ce am făcut de fapt. Da? Spune așa, că Mitropolia a cheltuit anul trecut, atenție dragi, auziți bine, da? 37,5 milioane de lei în servicii sociale. Da? 37,5. Împărțiți la 5, așa, media de euro și o să avem, înseamnă, 7 milioane și jumătate de euro. Da? Rețineți, ăștia-s banii bisericii, adunați leuți cu leuți. Și nu-i greu, adică nu e ușor să știți numai să-i numeri banii ăștia, eu, da, să-i aduni. Leuți cu leuți, 10 cu 10 lei și au mâncat din bănuții ăștia o grămadă de oameni. Centre sociale, centre de tip after school, eu știu, la Providența, statul a mai finanțat, biserica a finanțat cu încă 2,4 milioane de lei
ca să aibă medicamente, curent, căldură, ce trebuie oamenii acolo în spital, unde este bine, lumească, e frumos, este bine, da, la costă distracția aceasta. Pentru ucraineni tot anul trecut, biserica a plătit 900.000 de euro, din care 45.000 au fost banii luați din cutiuța mie de la Sfânta Dragi, aia care 1.000 milioane. Uite, aici sunt la ucraineni, la refugiați din Ucraina, și au mai donat încă 45.000 de la alții. Ei, revenind la suma de 37 de milioane de lei, așa, aflați că banii ăștia, spune așa frumos acest raport, așa, între acest evidențiază și anul acesta Fundația Metropoliei, care e 20 de ani, cu 7 proiecte europene și 9 centre, și Asociația Glasul Vieții, cu preotul Damaschin, care a tras din comunitate. Și când am atras noi din banii ăștia, cam jumate să ai noștri. Adică noi am atras undeva vreo 3-4 milioane de euro, care s-au văzut în 10.000 de copii îmbrăcate de 3 ori pe an, adică din start, atunci era 60 de euro, 1.800.000, case făcute de noi, tabăr la mare și așa mai departe. Deci aici sunt banii bisericii, să vezi, alții nu prea sunt. Și cum pot accesa și credincioși aceste informații? Cum pot, mai întâi, nu, le dau mai puțin. Le găsesc pe site-ul Metropoliei. Mai bine, cum accesați banii? Uitați că aici e problema, știți? Mai devreme am fugit aia tare că un donator m-a chemat la o sfințire. Și n-am vrut să iau banii, știți că nu e frumos să iei banii unui care te ajută, da? Băgat în buzunar, nu-mi plic. Și mă gândeam, băi, ce să fac, să iau sau să nu iau? Și doamnă, spăi, te luați că mai sunt copii în listă. Iată, și dacă oameni care plătesc așa frumos, uitați, sunt bani mai mari aici, știți? Acești bani, vă spus, 1.000 de lei a dat doamna, uitați-i, nu că asta ar fi plătit la Sfinție, Doamne ferește. Dar de aici am plecat încă 3 copii în această seară. Nu înseamnă ceva, oare? Așa se atac banii, îi punem aici, îi punem frumos în cont mâine și plătim, pleacă banii direct la Rădăuț, că mai avem la ghete, la inimă, acolo mai avem. După care azi am fost și am comandat fâșul pentru gecile din iarna aceasta, tălpile scomandate deja vin din Ucraina și ne apucăm de faza a doua, 10.000 de copii, o, avem mai mulți, 10.500 acum la Crăciun, să știți, am crescut puțin, să îmbrăcăm de Crăciun. Din păcate, prețul nu mai este așa, a crescut prețul. Dacă dăm lucrurile cu gecile făcute în România, cu fâș dat ieftin, cu materiale ieftine, cu vatelină ieftină, și cum anoperă aproape gratis de muncitori, s-ar putea să rămânem aproape de prețul de anul trecut. Dacă nu, să te obligați să creștem prețul la 80 de euro din start, pentru că numai ghetele de iarnă sunt peste 30 de euro perechea. Deci, intrați pe site-ul Metropoliei, la mine cei care ați donat, atâta vezi sunt cei care ai donat, la cârtitor nu vă dau voi, nu vă dau niciun raport, nimic, să știți. Nu donez, nu-ți dau niciun raport. Dacă donez, îți dau și raportul, pentru că nu pierd timpul. Dacă ai donat și tu, ca spune domnul părinte, vreau să-mi spun bani, atunci, sigur, cum are drag. Cert este că dacă donați dumneavoastră, să fiți sigur că nu mi-au nici mașină, nu mi-au nici apartament în centru sau în afara Iașului, sau pe malul Mediteranei și nici mă duc să cheltui banii pe nu știu ce vacanțe, pentru că, știți, mie nu-mi place marea, mă duc în tabăra mea la Eforie, muntele e prea rece, e prea fric și fac depresie acolo, încât îmi place să fac treabă copiii. Deci am întrebat unde pot găsi aceste informații, pentru că mulți ar spune, dumneavoastră sunteți transparenți. Dar sunt și publice, dar ce, nu este pe site-ul ANAF? Exact. Ia uitați, am fost acum 2 ani când am trimat anul, eram una cei mai băgate în târziu, pentru că vin donațiile mai spre Crăciun, oamenii când termină anul fiscal, atunci termină anul și văd, păi, numesc bine acum de sâmbătă. Și mă întâlnăm, da, cu, nu știu, 2-3 milioane de euro în cont. Și atunci a venit Veronica, tabără la mare și cartelul vieții. Pac, pac, am plecat banii. Nu m-am nimica. Doar plicul, mulțumim, să română. Bă, dar proste, și așa, știți? Dar nu facem așa. Doamne ajută, pentru că mai avem donații și mai avem de îmbrăcat copii. Mai avem foarte puțin timp, dar nu putem să nu vorbim și despre serviciile legate de cununie, botez sau deces. Păi da, e simplu. Dacă la mine vine biserică cineva care vine, am zis că fiecare își dă acel 10 lei, adică la liturghie, că pomincul trebuie să fie pomenit acolo, sau lui da, vine la biserică, e gratis. E gratis. Dacă eu sunt atâta pe an la biserică, și atunci vrei cununie. Dai 1.000 de euro la fotografi, dai 5.000 de euro pe flori, dai 500 de euro pe lumânări. Și vine prea spune, domnule, știți, avem aici, avem un cor, cântă 3-4 băieți, studenți, le dăm și acolo un 5 de lei, să fie și acolo. Avem aici, uite, un preot, așa, și avem nevoie să nu știu salariu, mai avem lumină aici. Și ce știi acolo, 100, 200, 300, 500, 1.000 de lei, depinde de cât de geoasă e slujba. Acolo înseamnă bani. Dar restul, să cânte muzica, 5.000 de euro.
să arde artificiile. 5.000 de euro. De ce când vorbim de biserică trebuie să da, fie acolo, gratis? Acolo să fie moca, acolo, pe moca. Nu, nu se poate, fraților. Distracția, și adaug eu, prostia, prostia se pătrece. Că dacă voi mergeți la preotul vostru paroc, acolo unde v-ați spus, a fost la biserică în fiecare duminică, vă spun că nu mi-a plăcut niciun ban, să știți. Cum n-am să iau bani eu și mi-au gat doamna cu forța în buzunar, nici nu vă lua niciun ban niciodată. Nici nu vă lua niciun ban. Doar că aici e diferența. Voi vreți să aveți poze frumoase, cu catedrale, dacă se poate, dar nu vreți catedrale, vezi spitale, și să dea Dumnezeu, să nu vă dea Dumnezeu spitale, că atunci tare rău, așa. Și, sigur, dacă mergi acolo, atunci moftul, lucrul se plătește. Și nu ca aici, dacă vei biserică mare, atunci sunt cheltuieli mari. Nu trebuie să dea parohial acolo, din satul tău, te-ai născut, la bunicii tăi, și spun, nu ia nimeni niciun leu, dar tu cu drag, ia părinte acolo 102 de lei și te bucă, că mai ești acolo de pătită în coleacă, să trecă să-l facă salariu. Părinte, cam suntem la final. Gata, bă, dar mai lungul, mai avem și mământâle, mai avem și stai o leacă, ce facem cu groparii, ce facem cu sicriul, ce facem, mai este mult? Cât mai avem? Un minut. Da, am avut un moment aia, la un moment dat vine unul din Serbia, au cheltuit 100 de milioane, acum vreo 10 ani, covare, găini, tot felul, și la mine și eu, și 3 preoți la momentare. Păi, înțeleg, mai așa avea 50 de la 3 preoți. Băi, ia-i, băi, după mare, lasă-mă, facem, lasă-mă, îmi pace cu banii tăi, că n-am ce face cu ei. Da, deci cam așa se treaba. Fiecare face cum știe, dar din păcate tot bunicuța, tot omul cu bun simț, tot omul educat, face bine bisericii, iar cei care pun întrebări sunt răutăcioși, mofturoși și, aș spune eu, acești neomarxiști bolșevici care lovesc în biserică intenționat și nu fără scrupule. Cel mai dureros e atunci când știi cât faci și cât muncești și cât da, când de dimineață suflet. Până seara și la urmă ești noi avem Dumnezeu și știm că ceva ce facem pentru dincolo, nu pentru aici. Budeanul Luca ne salută, ne spune, da, adevărat, mașina e o necesitate și preoții sunt oameni și au și ei nevoi, problemă, lumea răutăcioasă și dușmănoasă. La fel foarte multă lume care vă susține în punctul de vedere. Mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră cu altă temă, sperăm noi la fel de interesantă, care să fie pe interesul. Cu dragi, dragilor, să binecuvântați. Doamne ajută! Doamne ajută și seara frumoasă!